de 21 de ani a născut, dar medicii i-au dat o veste cruntă. Ce se întâmplă cu ea? O tânără în vârstă de 21 de ani din Glasgow, Megan Lavery, a primit un dar extraordinar de la viață, dar la scurt timp o lovitură năucitoare pentru ea, dar și pentru toți din jur. Megan a născut un băiețel perfect, sănătos, dar acum nu se mai poate bucura de prezența lui. Tânăra de 21 de ani a primit o veste năucitoare din partea medicilor. Ea a fost diagnosticată cu o tumoră pe creier pentru care nu există o modalitate de a scăpa de ea, potrivit The Mirror. Diagnosticul i-a fost pus la doar 2 zile după ce l-a născut pe Roan, fiul ei. Însă, doctorii nu au realizat că tânăra se lupta cu boala dinainte de naștere. Înainte de a-l aduce pe Roan pe lume, ea a fost dusă la spital, pentru că nu se putea opri din vomitat. Atunci, doctorii au crezut că e ceva legat de sarcină, însă, după ce au făcut investigații, au realizat că suferă de tumoră pe creier. Tânăra a făcut un tratament și a fost supusă unor 4 operații. Megan suferă acum prin proceduri de chimioterapie și radioterapie. Face tratament 5 zile pe săptămână.